Ediție de colecție Culisele statului paralel. După ce l-ați văzut la Cratiță, Dragnea iese și la tablă. Fostul șef al PSD care conducea din umbră guvernul arată pas cu pas cum au fost jefuite resursele țării și ce i-a spus în 2016 șeful OMV decorat de Putin. Dragnea dezvăluie și de ce a fost tras pe dreapta o perioadă ofițerul român de la cel mai înalt nivel în compania austriacă, demascat de Anca Alexandrescu. În timp ce românii mănâncă tot mai prost și mai scump din import, fostul șef al social democraților pasionat de gătit dezvăluie planul său pentru produse sănătoase românești. Liviu Dragnea dă toate cărțile pe față și despre 10 august și cine a tras forile din spatele violențelor. Nu ratați o ediție explozivă Culisele statului paralel. Astăzi, de la ora 21, numai cu Anca Alexandrescu.